zi-mi cu Ronaldo, că toată lumea te-a întrebat și sunt sigur că ai mai vorbit. Întâlnirea cu el era mai bun decât eram eu când eram tânăr așa? Puțin mai înalt. Mai înalt, dar nu mai bun. Mai bun e greu. E mai greu, nu? Mai greu. Eram bun. În schimb, avea puțin mai bun piciorul stâng. Adu-ți aminte de golul cu Anderlecht, cu stângul, printre picioare, pe acolo, printre toți. Păi asta ai văzut cum am nimerit exact, era singurul loc unde putea să intre mintea. Ce moment, da, ce, mare ce moment. Mare jucător, da, momentul a fost, dar zic, de Ronaldo și, bineînțeles, Messi. Și așa era și, și atunci, era, că acum, asta e impresia pe care o avem noi, că te întrebăm mai mult de Ronaldo, pentru că l-ai lansat într-un fel, l-ai contribui la debutul lui ca fotbalist. Tot așa era un tip care se pregătea de vreme, se pregătea mult la stadion, își dorea foarte mult. Ca asta, rând, așa vedem acum. În primul rând, ce simțea la el, că ceea ce face, o face din dragoste, iubește. Îi plăcea fotbal, îi plăcea să stea acolo. Deci eu nu mi-amintesc că odată ar fi fost întârziat sau n-ar fi ieșit printre primii la antrenament sau n-ar fi făcut ceva ori tehnic, ori fizic, ceva de rămâneai cu gura căscată. Dar până la urmă, știi, când erau convocate echipele naționale, atunci l-am convocat pe el în locul titularilor care au plecat la echipa națională. Uh-huh. L-am convocat pe el pentru că am văzut la un meci mai înainte de cu vreo 3 săptămâni și am spus că la prima ocazie când pot îl chem pe ăsta. Și între 16 ani. L-am convocat, a venit la primul antrenament la care a participat și la sfârșit, din când tinerii cu bătrânii. Da, da, da. Și am făcut un joc din asta în care el este la care dă golul învigătorilor, da, a tinerilor. Și nu bucuria, dar gestul pe care o face, îmi dădeam seama că dacă e un joc, asta este matur, asta nu trebuie să explice multe lucruri, pentru că restul o cunoștea. Și atunci am decis și am chemat directorul, mi-a zis, asta nu mă se mai întoarce înapoi, asta rămâne la mine. Dar timp de vreo 6 luni de zile, el nu a avut drept de joc pentru echipa întâia în meciurile de campionat. A avut o problemă de creștere, ceva și cu un suflu sistolic. Da, bine, avea și eu un suflu sistolic. Da, nu i-au dat de joc la echipa proiectului să mai treacă timpul în cupe. Dar în cupă eram deja la final, deci nu puteam să... Oricum, îți aduce aminte ce sfaturi i-ai dat sau un sfat lui, mai ales când a plecat? În vremea aceea, problema cu Ronaldo era, în primul rând, Ronaldo acum joacă colectiv. Dar pe vremea respectivă era, cum să spun, un individualist, un driblangiu, fente, pentru că plăcea publicului și pentru că plăcea lui. Dar întrebarea este că reușea. Și atunci trebuia să ai grijă când să spui acum stop și până unde să lași să se exprime. Iar pe urmă mi-amintesc că acum are un corp fantastic, nu avea acest corp. Timp de 6 luni de zile a avut program de forță și avea program de coordonare, pentru că cei care au o bună coordonare, în general, sunt rapizi pe primii 5 metri. Și atunci am lucrat treaba aceasta suplimentar cu Ronaldo. Iar eu l-am scos din centru și l-am băgat pe extrem, pentru că era deja destul de înalt pentru vârsta lui, dar cu 2 stopere de 90 de kg în spinare era greu. Și atunci l-am dus la un extrem dreaptă sau în stângă, în bandă. Dintre Messi și Ronaldo trebuie să faci un singur jucător. Ce e de la Messi, ce e de la Ronaldo? Ca să faci... Păi de la Messi, să spun așa, iau intuiția asta. Creativitatea, numai el știe care este, cred că nici el nu știe care este pasul următor, deci acest lucru cred că este genial, accelerarea asta este genial. La Ronaldo iau eficacitatea, dârzenia, munca care te face mare. Are și talent, nu doar că muncește, se vede clar. Dar are talent, Gabi. Eu mi-amintesc de un antrenament. Pe vremea aceea piciorul meu stâng mai era încă, mai funcționa, știi? Și am făcut un concurs între Jardel, Marius Nicolae, Jo Pinto
și Ronaldo. Deci eu certam și din centrări bune cine cât marchează. Jardel a marcat 5 din 5. Cu capul, cred că... Cu capul, era ceva... Știu că a lucrat cu el la Galatasaray. Ceva de... Dumnezeu marca asta. Cum lovea mingea și când n-avea alure de fotbalist deloc, adică dar îl vedeai... Dar eu m-am băgat în poartă. Că eu credeam că portarul face pe nebunul. Ia să-mi marchez mie. Și n-ai niciodată. Deci primul era Jardel, pe urmă echilibru cu João Pinto era Ronaldo și Marius Nicolae. Marius marca două goluri din cinci centrări bune. Și Ronaldo era supărat, era nervos. Să continuăm. Nu, să... Mâine o să fiu eu mai. Deci avea această ambiție la 17 ani. Să devină el la un exercițiu de nimică. Ce exemplu vezi pentru tineri? Că mulți poate le-au numai când îl văd ce pozează el și ce, cum e... plin de el, sau arată că ar fi plin de el, un tip din ăsta care, dar cât de mult muncește, numai tu știi. L-ai văzut de atunci și cei cu care lucrezi. Dar sentimentul acela de satisfacție care ieșea din el când era pe teren.